Cei care s-au născut în zodia leului vor trăi în ziua de 10 octombrie, în siașul unui transit care s-a instalat cu două zile în urmă și care a activat cele două case ale sănătății. Nimic nou sub soare, secvențe pe care le-au trăit, senzații pe care le-au cunoscut, elementul de noutate poate să țină de intensitatea acestor stări organice sau de impactul pe care acestea îl vor avea asupra mentalului lor. Pentru unii va fi o mare indispoziție și problemă să vorbească, să răspundă la întrebări, să se exprime, pentru că nu au chef să comunice. Alții vor avea probleme cu procesele mentale, gândire, evocare a informațiilor din trecut, univers al memoriei și procese de învățare. Dar acesta s-ar putea să fie un aspect particular, poate pentru cei tineri. Există însă o notă generală alcătuită dintr-un șir de discrepanțe și de factori plini de disconfort, care îi fac pe cei născuți în zodia leului să nu se simtă bine. Fie nu aderă la niște evenimente, fie nu acceptă niște prieteni, fie nu înțeleg niște dialoguri, fie nu pricep nimic din ceea ce aud și văd, dar nici n-au chef să le aprofundeze, le este silă de tot, vor să fie singuri, lăsați în pace să se odihnească, să-și trăiască universul de probleme în spațiul lor individual, fără să mai comunice și celorlalți ce simt, ce cred, ce trăiesc, ce doresc. Această formă de izolare sau poate chiar de însingurare este una care ține și de un anume fel de a se proteja de agresiunile mediului înconjurător și al unui mod de viață solicitant, debordant și epuizant. Între 11 și 13 octombrie dimineața, luna va traversa zodia leului și le va da celor care s-au născut în acest semn zodiacal ceva mai multă tărie de caracter, mai multă ambiție, mai multă dorință de a se insera în prezent, de a fi activi, dar și mai multă combativitate și mai mult radicalism și mai multă capacitate de a pune în practică niște dorințe personale, indiferent de felul în care reacționează cei din jur, în principal familia. Începe să le pese mai puțin ce vor, ce cred aceia, ce opinii au, îi interesează doar universul personal. Între 13 octombrie, după ora 8 dimineața și 15 octombrie, preocupări legate de felul în care s-ar putea administra mai bine niște sume de bani, niște bunuri materiale sau propriile calități, însușiri, talente, care îi pot permite unui nativ din zodia leului să dezvolte niște activități de pe urma cărora să aibă un câștig. Nu neapărat unul salarial, poate fi vorba de un venit ocazional sau care să vină cu o anume cadență în funcție și de cantitatea muncii depuse și a obiectului muncii respective. Cu siguranță nu este vorba de o a doua slujbă sau de un al doilea contract, ci de o altă activitate care se poate materializa în chip interesant, util, frumos. Între 15 octombrie, după ora 9 dimineața și 16 octombrie, fel de a vorbi, destul de cumpătat, destul de cenzurat și destul de prudent, fără afirmații hazardate și fără îndrăzneli nejustificate sau costisitoare. Doar că, în seara zilei de 16 octombrie, în acest sector al comunicării, se va produce luna nouă în balanță. Ea va marca un punct semnificativ, unul de care nativii vor ține nu doar cont, dar își vor aminti în perioada următoare ca fiind pragul care a delimitat un trecut de prezent și de viitor. Le își vor da seama că ceva care s-a constituit în trecut s-a epuizat în preajma acestei date și a permis apariția unor noi relații, dialoguri, informații, atitudini. Mai există și o componentă educativă, îi privește pe cei tineri sau încă tineri, și anume faptul că în preajma date de 16 octombrie se poate cristaliza o dorință de a învăța sau se pot pune pe treabă, se pot hotărâ să urmeze o formă de învățătură. Această determinare interioară este reală, o vor pune în practică, nu mai contează dacă le va face plăcere sau o vor face cu destul de mult chin interior. Problema este alta, că ea va veni pe fondul unei constrângeri. N-au încotro, trebuie să se înscrie la o formă de școlaritate pentru ca, la sfârșit, să obțină o diplomă. Fără asta, nu se poate. Este concluzia la care vor ajunge și probabil că au încercat tot felul de expediente, tot felul de improvizații, tot felul de artificii ca să depășească etapa. Poate că odată de dor le-o fi ieșit, dar nu a fost ceva de durată. Alte ori
au fost respinși din cauza acestor documente, acestor forme legale care să îi ateste valoarea, competența, vechimea și să dea credibilitate încadrării pe un post. Așadar, este vorba de o constrângere socială, de aceea nici nu ne referim acum neapărat la școlari, că aceștia acum necum trebuie să termine liceul. Ne referim la un segment de vârstă care presupune o etapă a conștiinței de sine, o etapă nu neapărat a maturității, ci a maturizării. Este și aceasta, conștiința de sine și deciziile luate în deplină cunoștință de cauză, o formă a maturității. O vor atinge și pe aceasta. Apoi, nativii se vor confrunta cu niște situații care nu le fac plăcere, intră în contradicție cu fondul lor de idei, atașamentele lor și vor vedea că nu este bine să le rostească în public sau să le clameze, să le strige în gura mare și se va crea o discordie în sufletul lui, o disproporție între ceea ce trăiesc, ceea ce simt, ceea ce văd, ceea ce ar vrea să spună, ceea ce nu pot să facă, nu pot să spună. Și atunci, sigur că domeniul conștiinței al valorilor superioare este tulburat. Se creează multe relații ostile, de opoziție și cuadraturi, între multe planete pe brațele crucii cardinale, adică balanță, capricorn și berbec, dându-le acestor persoane niște impulsuri puternice pe care nu le vor uita. Nu vor putea să treacă cu vederea peste aceste momente în care, mai pe românește așa, li s-a cam închis gura sau nu li s-a permis să se exprime sau singur și-au pus lacăt pe capacitatea lor de liberă exprimare pentru că au considerat că așa este mai înțelept. Începând cu ziua de 15 octombrie, Mercur va intra în mișcare aparent retrogradă. El se află acum în tranzit prin sectorul casei, familiei, problemelor gospodărești, dar și al trecutului. Și din această perspectivă, cred că raportarea la trecut, la părinți, la moștenire, la un fond determinant mai subtil, mai greu de definit, cum ar fi tradiția, moștenirea, obiceiurile, apartenența la o familie, pe arbore genealogic, care îl determină și care nu îl mulțumesc foarte tare pe cel născut în zodia leului. Ba mai mult apar și niște situații critice care pot să îi marcheze mai ales pe cei între 40 și 42 de ani, ca și cum abia cu ea a apucat revolta pe tot ceea ce a însemnat trecutul său. Probabil că acum conștientizează mai puternic aceste realități. Probabil că toate aceste idei și convingeri sau descoperiri sau realități de care nu au fost trăiți nu i-au costat atât de mult, n-au atârnat atât de mult în balanța biografiei lor. Și acum ele contează, îi marchează într-un anume fel întreaga existență. De aici și toată această tevatură. Din fericire, nu durează foarte mult, retrogradarea se va încheia pe 1 noiembrie și revenirea lui Mercur în Scorpion, după ce va fi intrat la un moment dat și în balanță, se va petrece pe 11 noiembrie și în următoarele 3 săptămâni până pe 1 decembrie le va permite acestor persoane să se lămurească cu nădufurile lor, cu ofurile lor, cu toți cei din familie care au făcut sau nu au făcut ceva ce ar fi trebuit să facă cândva, cumva, pentru ca biografia lor să arate altfel. Probleme importante, sociale, de imagine, de funcție, de răspundere, de autoritate, care se pot lovi de niște premize sau de niște prejudecăți, care funcționează puternic și care nu îi lasă pe unii nativi din zodia leului să accepte cu orice chip, cu orice sacrificiu, un statut nou. Ori fi buni banii, ori fi frumoasă poziția, dar nu cu acest preț, își vor spune, și iarăși va funcționa acest mecanism puternic, determinant, care vine dinspre trecut. Toate ideile care au constituit un fond educativ, educațional, familial, psihologic și social și care îl motivează acum în deplină cunoștință de cauză.